Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara și vă invit la un nou studio electoral. A mai trecut o zi de campanie electorală, continuăm și noi agenda electorală. Astăzi, alături de mine, în următoarele 50 de minute, doi candidați ai Coaliției pentru Maramureș. Îi spun bună seara, cu care să încep? Doamna. Cu doamna. Diane Iluț, candidat al Coaliției pentru Maramureș pentru Consiliul Local Baia Mare. Bună seara, bună seara, stimată bună doamnă. Seara. Și îi spun bună seara lui Gavril Ardu-Sătan, candidat pentru primăria Groș, tot din partea Coaliției pentru Maramureș. Bună seara, bine ați venit bună seara, la noi. Doamnelor, bună seara telespectatorilor. Dragilor, mai avem puține zile și terminăm cu campania electorală. Sper că și alegătorii s-au decis, sau dacă nu s-au decis, mai au câteva zile. Cum vi s-a părut campania electorală? Dacă ar fi să facem o oglindă a ceea ce s-a întâmplat până acum, ce am putea să spunem telespectatorilor și alegătorilor? Acum, eu sunt în situație de a face o campanie, hai să spunem, relativ atipică. Fiind o comunitate relativ mică, am făcut o campanie la pas, la întâlnire cu cetățenii. Neașteptat de bună această campanie, în sensul că am învățat multe de la oameni la care nu m-aș fi așteptat. Cred că, practic, fiecare om are ceva de oferit. Dincolo de aparență, e un suflet, e un cetățean și în foarte multe lucruri am fost surprins să văd cât sunt de informați. Dacă aș fi să refac ceva din campanie, aș fi renunțat la lansarea festivistă și aș fi făcut-o clasic prin mesajele utilizate din mijloacele... Mi-ai anticipat întrebarea. Mijloacele de comunicare în masă, mă rog, televiziune, publicații scrise și, foarte interesant, Facebook-ul este tot mai activ și utilizat și în mediul rural. Practic, n-a fost așa complicată campania. Cred că oamenii știau despre mine și dinainte, doar că a contat foarte mult prezența fizică, strânsul mâinii. Să spunem telespectatorilor care nu-l cunosc pe Gavril Ardu-Sătan că este viceprimarul comunei. Da. Deși n-a fost cel mai activ viceprimar din istoria comunei, în sensul de prezență pe stradă, dar am fost plăcut surprins că sunt bine primit și... cu ușurință am putut să intru în dialog și am primit foarte multe întrebări, a trebuit să dau foarte multe răspunsuri și a fost un bun exercițiu de comunicare, foarte, foarte bun. Da, comunicarea este foarte importantă, vorbeam înainte de a intra. Ca și în școala lui Plato, nu se știe cine dă și cine primește, așa m-am simțit. Și eu am spus întotdeauna că de la oricine ai de învățat. Clar, clar, clar. Și de la cel mai mic și de la cel mai puțin pregătit, care crezi tu că e mai puțin pregătit. Și de la Vladica și de la Opin. Exact, da. Exact. Diana Iluț, cum a fost campania? Noi ne-am mai întâlnit în această emisiune. Interesant. Așa, ca prima experiență, pentru prima campanie electorală pe care am simțit-o din interiorul ei, pot să vă spun că am învățat mult, într-adevăr, așa cum am spus, foarte mult în această campanie. În primul rând, ca și primă considerație, pot să spun că am încercat să aduc în campania electorală făcută de Coaliția pentru Maramureș puțin din felul meu de a fi. Seamănă felul de a fi al Dianei Iluț cu